Unii care îl primesc și alții care îl resping. Și într-o categorie vei fi și tu și voi fi și eu. Dar asta depinde de mine și de tine. Și știi ce vreau să vă spun, să fiți atenți, frați și surori și iubiți ascultători? Ce faci astăzi cu Iisus, aceea va fa El în ziua cea mare, în ziua cea plină de glorie, plină de slavă. Slăvit să fie Domnul. Alege-L pe Iisus în viața ta, în familia ta, în corpul tău și vei fi binecuvântat de El și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm pe picioare. Și înainte ca să chemăm pe Domnul prin rugăciunea Tatălui nostru, vreau să dau citire la două versete din Psalmul 95, versetul 6 și 7, care spune așa. Veniți să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchi înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunilui, turma pe care o povățuiește comuna Lui. Amin. Rostim cu toți împreună rugăciunea Tatălui. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne lăsa în cale de ispită, și izbăvește-ne de la cel rău, ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Ocupă-mă, îi mulțumim Domnului că și în seara aceasta vă sfătim să fiți în casa Domnului și zic ca Domnul să vă binecuvânteze și vă doresc un bun venit în casa Domnului și doresc ca Domnul în seara aceasta să revarsă harul, binecuvântarea Lui și pacea Lui peste noi. Amin. Îi mulțumim de asemenea Domnului că în seara aceasta la slujire îl avem pe fratele păstor Sami Filip. Domnul să-l binecuvânteze, Domnul să-l umple de puterea nouă, Domnul să-i dea inima deschisă la cuvântul Lui. Și avem un grup de la Alba Iulia, de la Muntele Găină. Da? Domnul să-i binecuvânteze, de tineri. Spune în Psalmul 110, dacă nu mă înșel, spune, vină tineretul tău la tine ca ce? Scaroa. Tinerii se întorc la Domnul, Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Amin. În continuarea slujbei, de lăuda pe Domnul cu un grupaj de două cântări și apoi fratele Simeon Gadu va da un cântări scurt și ne vom închina Domnului. Amin. Care este Dumnezeu. Amin. De aceea Lui să fie slat acum și în veci. Amin. Amin.
Iisus ca Domn și ca Mântuitor în viața noastră. De aceea, când referim aceste cântări, spunea că n-am pe nimeni a Iisusoare. Totuși, dacă l-avem, noi avem ceva. Și de aceea Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne alegem pe El.
Domnul Iisus, cu puterea Domnului Sfânt. Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată, că ne-a dat viață și în rol de astăzi, prin fare să suntem în seara aceasta în prezența lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Amin. Bine ar fi să ne deschidem inima, să facem un loc pentru Domnul Iisus în inima noastră, ca când vom ieși de aici, să ieșim cu El și să rămână cu noi în veac. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare. Și vom face o rugăciune cu toți împreună. În urmă de rugăciune vă rugăm toți împreună. Sora Delia și fratele Păvănuț vom mulțumi și ei Domnului. Dăm citire cuvântul Domnului din 2 Petru, din capitolul 1, de la versetul 2. Pe care îndrăm în rugăciune. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezească lui putere. Ne-a dăruit în ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava puterii lui. Prin el ne-a dat făgăduințele nespuse mari și scumpe. Prin ele să vă faceți părtași fiii dumnezeiești după ce a fugit de stricăciunile care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți credința voastră cu fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința împrânarea, cu împrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubire de oameni. Căci dacă aveți aceste din belșug, aceste lucruri, în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici lenești, nici neluditori în ce privește cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Amen. Amin. Mulțumim Domnului că până ai ascultat și zic că voi nu sunt bine cu lucrurile astea. Timp așa de reprezentate. Fratele Sami, vom lăsa pe Domnul. O cântați sau rog? Domnul să te binecuvânteze. Tinerii vor lăsa pe Domnul. Suntem din nou împreună în casa lui Dumnezeu. Așa se spune aici, la început. Deci locul acesta este casa lui Dumnezeu. Și Iacob atunci la Betel, după ce s-a trezit și a avut experiența aceea cu mine, a zis, cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta. Și eu n-am știut. Asta e cea mai mare pierdere care poate experimenta cineva. Să vină aici, să asculte cântările, să asculte rugăciunile, să asculte Cuvântul Sfânt, să fie Dumnezeu prezent și El să fie inconștient că El este prezent. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu care este cu noi. Amin. Pe Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Sunt cântări de bucurie, sunt cântări de mulțumire, sunt cântări născute și din suferință. Cântarea aceasta care mă gândeam să o cânt este scrisă de fratele Traian Dors, un înaintaș al nostru care a stat 16 ani în tenisele comuniste pentru credința lui. Și el acolo a scris, i-am citit cartea, peste 10.000 de cântări. Dar n-avea un caiet unde să le scrie, vă dați seama, n-avea un creion, avea o bucată de hârtie. Avea o sticlă, mică, cât în cap între două degete și o bucată de sârmă. Și puțin săpun care l-aveau deținuții. Pentru că atunci când intra gardianul în celulă, primul lucru trebuia să arăte mâinile și băga bucata aceea de sticlă, o băga între degete și arăta mâinile. Și cu salivă dădea pe bucățica, pe ciocul acela de sticlă și apoi cu săpun, amesteca saliva cu săpun și o lăsa să se usuce. Și cu o bucată de sârmă subțire, scria o strofă dintr-o poezie. Și apoi a învățat. Și când a ieșit afară, după prima detenție, a văzut lumina tiparului și muntele a scris cu mâna 10.000 de cântări. L-au găsit atunci securitatea și citea în carte că o căruță de ele, efectiv, le-au ars.
Și a trebuit să le scrie din nou, din memorie, și Dumnezeu l-a ajutat, unele s-au pierdut. Și Dumnezeu a binecuvântat cu această memorie să memoreze, vă dați seama, 10.000 de cântări. Dacă îi spui la cineva, zice, nu se poate. E o nebunie asta. Este un adevăr. Și a zis el, de-aia o ars prima dată, că n-au fost scrise chiar așa de bine și le-a scris din nou. Între multele cântări care au fost scrise, a fost și una legată de experiența lui cu Iisus Hristos, cum se spunea aici la început, și cântarea spune, prieteni, tinereții mele și a lacrimilor mele dor. Poate că cineva sau și frați și de biserică și prietenii casei Domnului au avut, mai mult ca sigur, experiențe în care să fie dezamăgiți de prieteni. Deci e apropierea asta, cei de la care nu te aștepți. Există unul care nu i-a dezamăgit niciodată. Și acela este Iisus Hristos.
Thank you.
israeliană v-am dat pe Domnul Cuvântare și lor v-am ascultat cuvântul Domnului prin frate pe păstor să amintim. Amin.
vom citi două versete și apoi o să mai lipim un verset din Evanghelia după Matei. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Amin. Și mai citim din Evanghelia după Matei, din capitolul 27, prima parte a versetului 22. Spune așa. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Amin. Vă invit să vă așezați. Sunt mulțumitor și recunoscător lui Dumnezeu pentru această stare și de binecuvântare pe care El ne-o dă în seara aceasta. Am stat înaintea Domnului și ne-am rugat. Și am înțeles că ați avut într-o seară un mesaj din rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciune care își are sensul și valoare atunci când noi trăim ce este acolo în rugăciunea aceea. Altfel e o poezie pe care o rostim și viața noastră poate este departe de acele realități. Rugăciunea Tatăl nostru nu e doar o poezie pentru copiii mici, ca să învățăm să se roage, ci este și pentru noi cei mari. Și într-o împrejurare, ucenicii au spus Domnul Iisus: învață-ne nu să predicăm, ci învață-ne să ne rugăm. Și să știți că e mare lucru să știm să ne rugăm lui Dumnezeu. Rugăciuni pe care Dumnezeu să le aprobe. Și în seara aceasta, una din rugăciunile care ar trebui să o avem în inimă, dumneavoastră acolo și eu aici, ar fi rugăciunea din prima carte a lui Samuel. Vorbește: Doamne, să lăsăm pe Dumnezeu, dacă e casa Lui, așa cum se spunea aici, înseamnă că El e stăpânul și proprietar. Dumnezeu este stăpânul acestei case și noi am venit să ne închinăm, să ne dăruim Lui și să-i aducem mulțumirile și recunoștința noastră pentru ceea ce este El. Pentru ceea ce a făcut El în viețile noastre când ne-a mântuit. Amin. Pentru prezența Lui în locul acesta, în seara aceasta. Că dacă e stăpânul casei și te duce la cineva să vizitezi o casă foarte scumpă și luxoasă, primul lucru de care te-ai interesat, dar stăpânul nu e acasă. Stăpânul acestei case este Dumnezeu. Amin. Și El este prezent cu noi la închinare. Amin. Și pe El îl binecuvântăm și îi mulțumim că și în seara aceasta nu ne-am văduvit de prezența Lui. Amin. Mă bucur de tinerii care au venit din Munții Apuseni să cânte aici. Nu știu dacă s-a gândit fratele Pavel când i-a chemat că părinții mei s-au născut tot în Munții Apuseni și, ca să spun așa, de origine, măcar că eu slujesc în Oltenia, sunt moți, 100%. Și în copilăriile mele, după ce, asta așa, ca în loc de introducere, pe la vârsta, am spus eu, cred că la o altă întâlnire care am avut-o aici, pe la vârsta de 6 ani, am avut o hernie ruptă și eram foarte bolnav. Și cea mai apropiată circă sanitară era la vreo 2,5 km. M-am născut într-o casă cu 7 frați și 3 fete, ca la eu. Fetele au murit, au rămas doar băieții.
Dar eu știam că în casă la noi se fac rugăciuni pentru bolnavi. Și când trebuia să mă ducă la dispensar în comuna Beriș, în județul Cluj, atunci eu am zis către părinții mei, nu mă duceți la spital, rugați-vă pentru mine și Domnul Iisus mă va vindeca. Aveam atunci 6 ani și jumătate. Și atunci când tatăl meu a văzut credința în inima unui copil, s-au pus acolo în jurul pătuțului meu și au început să se roage. Și în timp ce s-au rugat, eu am avut o vedenie. Și am spus, am văzut pe Iisus Hristos că s-a oprit la noi la poartă. Și s-a coborât jos dintr-o ambulanță, cum e acum, era salvare atunci. Un bărbat în haine albe. Și a venit și a pus mâna pe mine și am fost vindecat. A fost un transport de Biblie, și trebuie să vă spun lucrurile astea la început. A fost găsit în Cluj pe vremea comuniștilor de securitate și n-au avut unde să-l ascundă și l-au dus la noi acasă, în podul Șuric. Și când noi ne jucam de la ascunsele copiii, am descoperit raftul mare întregi de Biblie la părinții mei acasă. Tatăl meu avea legătură cu frații din Grindra și din zona aceea. Și îmi punea într-o desagă și punea fânt deasupra și mă lua cu el și treceam în Ția Pusen și coboream în partea cealaltă și le duceam Biblie la frații și am copilărit. Și am crescut și acolo mi-amintesc, poate pentru prima dată în viața mea, în Vidra Dumnezeu mi-a spus că va veni o vreme când este Evanghelia. Eram un copil atunci, ca și copilașul acesta care cântat așa de frumos. Păgeam, cum a fi aia să vestesc Evanghelia, că așa era de ciudă predicatorii, de numai că nu se țin de cuvânt, ziceam în predicatorii, că toți spun că termină și mama mai termină predica. Și dacă eu o să ajung să predic, o să mă țin. Și am văzut că de pe drumul acela m-am dus și eu cu viață. Așa am copilărit în zona aceea, așa am mers mult în zona acolo. Am văzut minunile lui Dumnezeu, era perioada aceea de trezii mari care erau în toată țara. Și a fost marcată copilăria mea de aceste lucruri. Deși mai târziu a trebuit să-mi duc la Cluj, să-mi fac un viitor. Eu m-am desprins de biserică și m-am dus în lume. Am stat până la vârsta de 28 de ani și am spus-o multe lucruri. Eu am fost un tânăr rebel care n-am vrut să mă pocăiesc. Eu am ridicat pumnul copilului lui Dumnezeu. Am zis că nu să mă pocăiesc niciodată. Și mama zicea, vină la biserică, nu mai veni la biserică. Zice, mă vară, la vară, să-mi cumpăr un acordion. Și acum cântam muzică populară pe vremea aceea. Nu mă o cântare cântăm, zicea mama. Nu mă o cântare mai tată. Nu cânt nicio cântare. Bine. Dacă nu vrei să mă cânti, nu cânta. Dacă nu vrei să vii la biserică, nu te mai chem niciodată. Zis, atâta mă rog. Până când te vei întoarce la Dumnezeu. Și la 28 de ani, mă întorc și eu cu un trecut murdar și jegos. Un trecut de care mi-este rușine. Am întors la Domnul și lacrimile ei și a tatălui meu m-au ajuns. Am fugit în viață de multe lucruri. N-am putut să fug de rugăciunile ei. Într-o zi Dumnezeu și-a întins mâna. Și m-am hotărât să mă bucăiesc. De acolo, după mâna Beli, și-a venit mama. M-am botezat în biserica din Albini, din Cluj, în 1988. A venit să-mi aduc un buchet de flori. Și a zis, de când te-ai născut, am așteptat ziua în care să te văd că te împaci cu Dumnezeu. Acum pot să mor liniștită. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile. Spun asta. Pentru toate mamele, pentru toate mamele care aveți copii încă neîntorși. Vine o vreme când Dumnezeu răspunde la rugăciune. Să nu vă gândiți că rugăciunile sunt trecute cu vederea. S-ar putea să te rogi 10 ani. S-ar putea să te rogi 20 de ani. S-ar putea să te rogi 30 de ani. Dar într-o zi, Dumnezeu îl va face dreptate. Și copilul acela dus de parte, care nu mai are nicio speranță, Dumnezeu îl va întinde mâna. Amin. Și va veni în casa lui. Amin. Și încerc, încerc, o veșnicie deamnă, eu să-i mulțumesc la mama și la tata. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. M-am trebuit, ce o să facem în cer? Asta o să facem. O să le mulțumim și cei care veniți în seara asta și sunteți prietenii casei lui Dumnezeu, că ați fost invitați și s-a îndurat Domnul și v-a mântuit, că-mi doresc să nu iasă nimeni din locul acesta. Ne-a mântuit în seara asta.
cer, îți va spune cine. Domnul Pavel, vă mulțumesc că m-ați chemat la adunare. Vă mulțumesc că în seara aceea de martie m-ați chemat și pe mine. M-am întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu m-a iertat și pe mine. Asta ne dorim. Nu sunt groașe rândurile la pocăiți și la pentecostal. Când cineva se pocăiește, se umple cerul de bucurie la Dumnezeu. Și Biblia spune că Îngerul lui Dumnezeu și cerul întreg intră în sărbătoare când un păcătos. Nu-i sărbătoare în cer, nici pentru diplomele noastre, nici pentru mașinile, nici pentru banii noștri, nici pentru proprietățile noastre. Și nici pentru atâtea lucruri la care poate ține și sunt bune și la locul lor. Sărbătoare în cer, e când o bătrânică neînsemnată din Moisei, care se duce în toiag, vine la adunare, se împacă cu Dumnezeu, se ridică Îngerii lui Dumnezeu în cerul și laudă pe Creator și pe Iisus Hristos și strigă, vrednic este mielul care a fost înjunghiat, să primească slava, să primească înclinarea și gloria. V-am citit în seara aceasta un cuvânt rostit de Marele Apostol Pavel, un împotrivitor și el în tinerețile lui, a făcut, dacă vreți, Institutul Teologic sau Școala Teologică la picioarele celui mai ilustru teolog din vremea lui. A fost un om care a auzit că exact când el și-a terminat Institutul Teologic și acum a intrat în cea mai îngustă partidă a fariseilor, s-a dus vorba că exact în timpul acela s-a născut o erezie în Israel și că el va fi unul din cei care va trebui să combată această cale nouă și l-a chemat Sinediu și l-au chemat mari preoți și au dat scrisori, ca și cum aveau scripturiștii scrisori de la turnătorii care turnau adunările de rugăciune. Și au spus, este o cale nouă, apropo, vă gândesc un nume nou. Ăștia trebuie combătuți, uite, ai aprobările noastre, te duci, arestezi, legi în lanțul și duci la Ierusalim. Și asta a făcut. A început să ia și la un moment dat, în începutul lui, sub ochii lui, tot așa niște prieteni ai lui care aveau aceleași gândiri și împărtășau viziunea pe care aveau eu, sub ochii lui s-au dezbrăcat de haine și au omorât pe Ștefan cu pietre. Și l-a zis, mergeți și omorâți-l, că astfel de oameni nu merită să trăiască. Și el le-a păzit hainele acolo. Și a pornit în lipsa lui de cunoaștere și în nebunia lui, cum spunea el mai târziu, să prigonească Biserica lui Hristos și acest nume scump în care noi ne-am adunat în seara aceasta și pe care îl proclamăm. Amin. Și pe drum către Damasc. Știți cu cine s-a întâlnit? Cu păstorul bisericii, cu Iisus Hristos. Și a căzut la pământ, în țărâna pământului și a rămas orb. Și de acolo, din țărână, a început să zice, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu îl prigonești. Și de acolo l-a ridicat Iisus Hristos și l-a mântuit și pe el. Și a așezat în mâinile lui Evanghelia, o bună parte din Evanghelie, pe care noi avem și cuprinsă în Sfânta Scriptură. Evanghelia nu este produsul unei minți. Nu. Evanghelia este gândită și plămădită de Dumnezeu în cer. Și Dumnezeu a luat această Evanghelie și a pus-o în mâinile lui Pavel. Și spunea el, a fost singurul care a putut să spună. Și vă citesc din aceeași epistolă, din capitolul 2 al epistolei către Roman. Să vedeți ce declară el despre această Evanghelie și a scris o epistolă întreagă destinată romanilor, epistolă din care eu v-am citit în seara aceasta două versete. În capitolul 2 din epistola sa către Roman, versetul 16, spune cuvântul Domnului în felul următor. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea,
Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Evanghelia aceasta cu care El s-a dus și a propovăduit, nu era produsul unei minți sau unei filozofii sau a unor ideologii, ci era gândită de Dumnezeu și a fost așezată în mâinile Lui și cu ea s-a dus și a răscolit cetate după cetate și a propovăduit acest nume care la început El îi se împotrivea și oamenii crezând în Iisus Hristos și-au găsit mântuirea, și-au găsit iertarea de păcate și s-au împăcat cu Dumnezeu. El a avut curajul să spună, când a făcut o declarație despre El în 1 Corinteni, în capitolul 15, în felul următor. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Dar când s-a arătat, spunea și mie, după ei, 1 Corinteni 15:8, după ei toți, ca unei stârpituri, ca unei lepădături, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Fraților, fac o paranteză. Vai frumos e smerenia. El să spună, sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Vă spun altceva. Nu spredic să pot numele de apostoli. Fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dacă sunt ceva, sunt numai prin harul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba nu că am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu. Tu ai lucrat aver. Mie niciodată, noi și eu vă uităm cât am predicat, cât am slujit, cât am cântat, cât kilometri am călătorit pentru numele Domnului. Dragii mei, frați și surori și stimați mei, dacă nu-i harul și îndurarea lui Dumnezeu peste noi, noi nu suntem nimic. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui n-a fost zadarnic față de mine. Dar încă spune El, am lucrat mai mult decât toată echipa din cei 12, 11 și încă unul s-au adăugat. Cu Evanghelia aceasta, El s-a dus din cetate în cetate, cum vă spuneam și am vorbit. Epistolele Lui sunt epistole adânci care vorbesc despre mântuire. În celelalte epistole, care au fost scrise de numărul de 14, n-a făcut poate atât apus de cunoștințele Lui de teologie sistematică, dar aici, în Roman, a adunat tot ce a avut El și a făcut un discurs extraordinar de înălăsător. Și epistola către Romani este o epistolă celebră, superbă, prin ceea ce Dumnezeu, Iisus Hristos, a pus în gura acestui mare apostol legat de mântuire. De aici l-am citit. Au fost mulți oameni în Dumnezeu care s-au întors la Domnul, citind doar, pur și simplu citind această epistolă. Am citit eu încă în gura. Era undeva prin anii 1547. Și omul acesta era în Germania și își dorea să se apropie de Dumnezeu. Și își dorea să-L cunoască în 1515, rectific. Și s-a dus la duhovnicul lui. El intrase într-o școală teologică și ordinul pe care el îl îmbrățișase era o viață extrem de aspră și de ascetică. Trebuia să iasă în fiecare zi în fața chiliei și să se biciuiască pe spate până când îi ieșea sânge. Și s-a dus la duhovnicul lui și a zis că te el a auzit. Eu simt că nu l-am întâlnit pe Hristos. M-am smerit, m-am rugat. Dar că nu am cunoscut mântuirea și neprihănirea care se capătă prin credință, cum vă zic din capitolul 5. Mai roagă-te, a zis. Până la urmă s-a dus la el, a zis, nu am o experiență. Simt că n-am o relație vie cu Dumnezeu. Auzi, ca să te duhovnicești, și a zis către el, trebuie să te duci până la Roma. Suntem în anul 1515. Și ce însemnau călătorii în Germania până la Roma, trebuia să meargă pe jos. Și cu mijloacele de transport care erau în vremea aceea. Și tânărul acesta călugăr, care era dornic să-L cunoască pe Dumnezeu și mântuirea, a mers până la Roma. Și a zis, dacă te duci la biserica lui Sfântul Petru și are 30 de treapte și dacă le urci în coate și în genunchi, atunci vei simți cu adevărat bucuria mântuirii din viața ta. Care zice, s-a dus și a făcut nu o dată, s-a dus de două ori și a făcut ca să fie sigur. Ce spunea el în cartea lui, am citit-o.
întors de la Roma cu inima goală și fără Iisus Hristos. Și dar s-a întâlnit un prieten de-a lui și a zis, îmi vine să mă sinucid, nu mai rău să trăiesc. Eu îl caut pe Dumnezeu și nu-l găsesc. A zis, auzi, îți dau un sfat. Citește Biblia, dar s-ar putea să devii creștin. E vorba de Luther și știți reforma lui Luther care a început din 1515 și a ajuns până în Transilvania. Și sașii transilvanieni au venit cu Biblie în mână în urmă cu 500 de ani și au predicat cum predicăm noi. Era un singur om. Era un singur om care și-a dorit să-L cunoască pe Dumnezeu. Și a început să citească. Și când a citit în Epistola către Romani, s-a pocăit citind versetul din capitolul 1, versetul 16, care spune cuvântul Domnului așa, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, Romanul 1, 16, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Și a zis Luther, extraordinar, aici e secretul, în Evanghelie. Și am făcut atâtea lucruri, am crezut că mă pot baza pe eforturile mele să câștig mântuirea. Că știți ce fac oamenii, dragii mei? Își cârpesc religia în care s-au născut. Gândesc că îl vor mulțumi pe bietul Dumnezeu. Fiindcă sunt desocupiți, neprihăniți, prin credință. Deoarece în ea, spune versetul 17, este descoperit o neprihănire pe care dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și a zis Luther, atunci am înțeles. Aici în Evanghelie l-am găsit pe Iisus Hristos. Evanghelia aceasta conține o putere de mântuire, că Evanghelia este Iisus Hristos, că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune cuvântul Domnului acolo și cuvântul, Crăciunul la Ioan e foarte scurt. La Evanghelia lui Ioan, Crăciunul, știți cât e un singur verset. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am primit slava Lui. O slavă ca slava singurului venită din Tatăl. Așa s-a întors în Luther. Despre asta vreau să vă vorbesc. Apostolul Pavel zice aici, în capitolul 5, deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, un cuvânt care se folosește mai rar, sau îndreptățiți, prin credință, este vorba de credința mântuitoare. Adică, eu nu sunt socotit, neprihănit prin faptele pe care le fac. Într-o zi am oprit un om. Mi-am propus, nu reușesc eu chiar întotdeauna să fac lucrul acesta. Dar eu chiar pe practic, vă spun cum fac eu. Și bine ar fi mai ales tine. Să nu luați exemplu. Mă duc undeva, într-un loc unde poate n-am fost niciodată. Întâlnesc oameni pe care nu i-am văzut niciodată. Și încep să discute și stau și ascult. Și când îi ascult, eu mă rog. Și zic, Doamne, dacă poți, dacă se poate, să-mi deschizi o ușă să vorbesc, măcar la unul de aici. Nu am văzut niciodată în viața mea. Și începe să discute, până, știți, oameni, politică, sport, tot felul de fel. Până la asta, urmă, dezamăgirile lor, de sistemul politic, de cei româniași, de mașini, bărbați, de armată, așa mai departe. Dar mă, Domnul Ion, deschide și eu ușă, să spun și un cuvânt. Și până la urmă, vorbim despre moarte și despre plecarea dincolo. Aha. Și l-am oprit, Domnul Ion. Auziți, a zis, vreau să vă întreb ceva. Am auzit că ați vorbit despre moarte. Dacă la noapte ați muri, unde mergeți? Asta e întrebarea mea. Sunteți mântuit? Da, o să scăpăm. Sigur, dar foarte senin, extraordinar. A zis, auziți, explicați-mi și mie cum, că nu prea înțeleg ce vrei să spun. Zice către mine, prinde supăra Domnului, prin fapte. Dar zic, eu n-am găsit și era un om care cunoștea Scriptura extraordinară. Dar auziți, ați citit Scriptura, că cum să nu, Domnule, dar care zic, nu știu cu cine vorbești. Zic, e adevărat că nu știu cu cine vorbesc. Domnule, am făcut fapte și nu sunt mântuit. Dar am zis, îmi pare rău că trebuie să vă spun, că și eu am citit în Scriptură. Și am găsit că nicăieri, dintr-un capăt în altul, mântuirea mea nu este prin ceea ce fac eu. Dar cum ai găsit? Păi am găsit că mântuirea mea de păcatele mele, de trecutul meu, este prin ce a făcut El. Prin socotelile pe care le face Dumnezeu. Nu, Domnule, zice,
și am făcut fapte. Dar câte fapte ați făcut? Nu ce am făcut la așa? Zic că eu am citit în epistola Apostolului Pavel către Efeseni și citesc, și e bine să puneți pe videoproiector versetul acesta, zic, uitați ce am citit eu Scriptură, în Efeseni 2 cu 8, că și prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Harul acesta. Ce este? Harul. Biserii oameni, știți ce fac? Se gândesc, să duc la biserică, mai fac o danie, mai scriu nu știu ce acatistă, ce bietul Dumnezeu, doar ea e Dumnezeu, să-i mântuiască. Dragii mei prieteni, vreau să vă spun ceva. Fapte trebuie făcute cât mai multe și bune, fapte bune, dar încă n-am găsit pe mine mântuit prin fapte. Faptele bune nu le facem ca să fim mântuiți. Faptele bune le facem pentru că deja suntem mântuiți. Amin. De-aia facem. Dar mântuirea mea nu-i prin ce am făcut eu, ci prin ce a făcut Iisus Hristos la cruce. El a trebuit să plătească prețul păcatelor mele ca eu să primesc această stare de har. Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți sau îndreptățiți, că o carte întreagă se poate aduna în două cuvinte. Și comentatorii biblici sunt de părere că epistola către Romani se numește Hristos îndreptățirea. Adică Iisus Hristos a venit ca să ia păcatele noastre. Păi unii spună, ce păcate am făcut? Că nu mint, nu fac trafic, nu mă cer, nu mă răspund, eu sunt omul cel mai bun. La biserică mă duc și la Paști și la Crăciun. Dar credința nu era, dar de vorba de căință, eu nu las credința mea. Datina cea bătrânească, Paștele cu miel, cu pască, anul nou, cu baclava, pește la Bună Vestire, uite, asta e mântuire. Să mă las ca rătăciții de atâtea vechi tradiții, de petrecere, de bunăoară, de minciuna necesară, de o glumă, de o țigară și de tot ce se ivește. Să se lase cine o vrea, îl privește. Eu nu-mi las credința mea. Dragii mei, asta nu-i credință. Credința adevărată, despre care vorbește Apostolul Pavel și credința aceasta mântuitoare, este eu să mă uit în viața mea și să văd toate păcatele mele și într-o zi să ajung la Golgota cu ele și să fiu iertat de Iisus Hristos. Altfel, și astea sunt amândouă, una lângă cealaltă, să știți. Și iertarea de păcate și pocăința. Că unii știți, unii ar vrea să fie iertați, dar să nu se pocăiască. Să vă spun ceva. Nu există iertare de păcate fără pocăință. Și nu există această stare de har în care mă bucur și am pace și am nădejde și am speranță dacă n-am primit iertarea de păcate și cele două merg mână în mână. Și pocăința și iertarea păcatelor. Că așa, când vorbim de iertarea păcatelor, toți oamenii le place iertarea, dar nu le place pocăința. Dar vă citesc din Evanghelia după Luca, și sunt puse amândouă, una lângă cealaltă, ca să nu umblăm mult după ele în Scriptură, când le căutăm și veți găsi și în Faptele Apostolului, cel puțin în trei locuri, scris ceea ce vă citesc eu aici. Fapte, capitolul 24, versetul 47. Și asta se face la evanghelizat. Vin oamenii, sunt la Apostolul Epocăii, știți niște oameni ce? Și să propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui. Numele Lui Iisus Hristos. Amin. Pocăința? Niciodată nu vei găsi un om care s-a pocăit sincer și să n-aibă iertate păcatele. Nu le putem despărți pe cele două. Ori ești și pocăit și ai păcatele iertate, ori ești cu numele doar. De creștin, cu un nume pe care l-ai moștenit și n-ai avut o relație cu Dumnezeu și nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și nu i-ai dat păcatele tale Lui. Cum vă spusei la început, e experiența mea și eu m-am născut într-o familie de oameni credincioși. Tatăl meu a fost proroc, veneau din țară la el, se rugau pentru tot felul de cauze și de situații. Dar lucrul acesta nu mi-a dus mie decât influența rugăciunilor lor. M-a ajutat să mă întorc. Dacă m-am întors la Dumnezeu, am fost plin de păcate și de un trecut murdar. Și astea trebuie să le însușim și să le spunem la oameni. La oameni le place iertarea păcatelor. Păi, bună iertare. Și dacă era făcut și la Biserica Ortodoxă sau altă biserică tradițională.
Dar iertarea asta de păcat nu se face în baza meritelor mele, că am făcut eu o faptă bună și mi-am călpit religia. Nu. Iertarea de păcate se face în sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Vreau să vă mai dau o verset. Epistola Apostolului Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18. Cât știți, sau dacă nu știți, știm în seara aceasta unii, știți, că nu cu lucruri pieritoare. Deci, cât cineva vrea să ridice la catedrală, zic că nu am ridicat o catedrală, mi-am făcut un nume sat aici, în țara aceasta, în zona aceasta frumoasă și pitorească de nord a țării, sunt extraordinar. Nu. Orice fapt ai făcut. Nu cu lucruri pieritoare. Cu argint sau cu aur. Ați fost răscumpărați din felul de dimensiuni pe care moșteniseră de la părinții voștri. Și, spune cuvântul Domnului, în versetul 19, cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusură și fără pată. El ne-a spălat păcatele. Și Dumnezeu când mă iartă pe mine, dragii mei, nu mă iartă pentru ceea ce sunt eu. Nu. Cine ar fi vrut să primească iertare? Nu. Te iert pentru ceea ce sunt eu, Dumnezeu. Eu te caut prin lumea aceasta și te chem și spun, vină la mine că vreau să te spăl, că vreau să te curățesc și că vreau să-ți dau mântuirea care se capătă prin credință. Asta e credința care duce la mântuire. Să-mi recunosc pe planul minții și al inimii păcatele și trecutul meu care m-au despărțit de Dumnezeu. Nu așa de-a prinde din când în când o lumânare sau o rugăciune sau fiu odată la biserică și în rest mă duc și am viața mea și Hristos să rămână în biserică, acolo dacă se poate undeva pe un perete, îl închidem cu cheia și ne ducem în viața noastră. Pocăința înseamnă să mă întâlnesc într-o zi cu Iisus Hristos. Știți pilda fiului risipitor care a plecat de acasă și a luat partea lui de avere, cel mai tânăr, Luca 15, și s-a dus și a cheltuit toată averea cu femeile desfrânate, spune, și a ajuns într-o stare jalnică și vrednică de compătimit și cu un trecut jegos și murdar. Și de acolo se pot desprinde cel puțin trei adevăruri legate de pocăință. Stând acolo el departe de tatăl său, la început a fost să se descurce pe propria lui înțelepciune. Când i s-au terminat banii, s-au terminat și prietenii. Și într-o zi îmi imaginez când trebuia să plătească, unde s-a dus la restaurant, să se distreze, cel care ținea banii a zis, nu mai ai niciun ban. Cum nu se poate? S-au terminat toți, nu mai ai niciun ban. Păi ce face? În prima fază a zis, eu nu știu să mă duc la tatăl meu, să-i spun că am cheltuit toată averea, că așa e omul. Își e viața să întoarce și să duce și o cheltuiește cum vrea el. Mă descurc eu. Așa fac oamenii, mă descurc și fără Dumnezeu. A răbdat o zi foame, poate a răbdat două zile, trei zile, era greu vreme. Și într-o zi îl văd, apropiindu-se cu fața galbenă, de mâncat, de spălat, la ferma unui mare fermier care avea crescătorie de porci. Și bate acolo și spune, nu vă supărați, fac orice, nu mă dați-mi bucate de pâine. Eu te primesc, îți dau ceva de lucru, dar nu știu dacă să-ți convină. Trebuie să ai grijă de porci. Orice fac, nu o să am o bucată de pâine. Și a primit acolo. Și stând acolo el și uitându-se la roșcovele care le mâncau porci și nu iau nici lui să mănânce. Și s-a făcut, și asta e pocăința, vă spun de aici trei gânduri legate de pocăință, de întoarcerea la Dumnezeu și de această stare de har care vrea să ne pună Dumnezeu. Stând acolo, eu știți ce a zis? Eu mor de foame aici și eu am un tată. Și tatăl ăsta meu are belșug. Ba nu numai că are belșug de pâine. Tatăl meu se poartă bine și cu robii lui, că eu l-am văzut. Știi ce o să fac? Am să mă scol și am să mă duc acasă. Și am să-i spun, auzi, tată, am păcătuit împotriva cerului, că păcatele se răsfrână în două direcții, și împotriva cerului, și împotriva semnului.
și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar știi ceva, tată, parafrazându-l pe fiul lui, i-am văzut când a fost acasă, că tu te purtai bine cu robii tăi, cu sclavii tăi, care lucrau la tine și aveau toate și ei. O să, nu mai am pretenții să mă primești ca fiu. Primește-mă ca un rob. Eu când a plecat, tatăl tău s-a uitat după el. Și într-o zi l-a văzut că vine. Când a văzut că vine, Biblia spune că tatăl a mers și a alergat înaintea lui. Fiul se mărturisește și tatăl îi acoperă fața cu sărutări. Tată, am păcătuit, lasă-mi să te îmbrățișez. Ăsta-i Dumnezeu. Amin. Știți ce e pocăința? În primul rând să schimbi gândirea. Primul lucru care l-a făcut, el a zis, am să mă întorc și am să mă duc la tatăl meu și am să spun, tată, am păcătuit. Primul sens al pocăinței nu este ceva care să zici, bă, poate mă pocăim și de rușine în tot satul și în toată zona, că neam de neamul nostru nu a fost pocăit. Pocăința nu e o rușine, e onoare, dragii mei, care ne-a dat-o Domnul și ne deschide ușa să intrăm în gloria lui Dumnezeu. Prin ce a făcut El, Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. În primul rând este o schimbare a minții. Apoi, în al doilea rând, pocăința este o întoarcere. O să mă duc la Tata. Mă duc la Tatăl meu, orice s-ar întâmpla. Și trei, pocăința este schimbarea stăpânilor. Să schimb stăpânul, eu zic, nu mai stau la sat. Mă duc la tatăl meu, chiar dacă lucrez ca rom. Acum când a ajuns el la tata și a fugit și l-a așteptat tata și a început să se mărturisească, spuneți-mi dumneavoastră mie, ce merit, ce merit a avut fiul ispitor ca să zică, auzi tată, știi că nu, când am fost acasă, am făcut și eu de fapt pe lume. A vrut merite. O zis tata, auzi dragul tata, eu te iert în baza meritelor tale. Eu te iert pentru ceea ce sunt eu. Asta face Dumnezeu. El ne așteaptă cu brațele deschise să vinim la El, să ne sfere, să ne curățească de păcatele noastre, de fără de legile noastre și ne iartă nu pentru ce suntem noi, ci pentru ce sunt. Ce este El Dumnezeu? Cât a fost El dus și a cheltuit totul. Tata s-a dus automat. Îmi vine să mă gândesc că s-a dus la proiector și a comandat un costum frumos. Și proiectorul zice, auzi, să n-ai măsura să văd la cine vrei să faci costumul. Cheamă pe un fiul, că avea pe fiul celălalt care a rămas acasă și l-a pierdut. Unul pierdut departe și unul pierdut acasă. Cam doi erau pierduți. Unul pierdut acasă, care îi plăcea să sculească numai din poruncă și n-avea dragoste, și nu pierdut de parte. Deci a adus ea în măsura. Nu. Că nu pentru el, dar pentru că ăla, când eu am venit cu ăla, am auzit, ți-o pierdut toți banii. Auzi, Domnul Proitor de supărat, într-o zi, copilul meu se va întoarce acasă. Se va întoarce acasă. Și-a făcut costum și s-a dus la bijutier. Asta nu trebuia să uite fiul. Când a venit și l-a mărturisit, l-a îmbrățișat, i-a dat costum, i-a dat inel în deget, i-a dat încălțăminte în picioare. Cât el a fost plecat, a îngrășat un bou, ca să facă un ospăț, că s-a întors copilul acasă. Scumpii mei frați și surori, dragii mei prieteni, mântuirea, neprihănirea aceasta de care vorbește Apostolul Pavel, care se capătă prin credință, este în baza ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar nu-i mai loc aici și în Fecioara Maria, nici de vreunul din Sfinți, Fapte 4:12, în nimeni, dacă ar fi loc. Nu vrem să supărăm, noi respectăm pe mama Domnului. A fost o sfântă care i s-a dat harul să-l poarte în pântecele ei, pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar scrie în Biblie, prieteni, mergi și urcați și la mama Domnului. Nu vreau să jinez pe cineva și la aceasta. Uitați ce zice Apostolul Petru, în nimeni neamătul. Nu este mântuire. Căci nu s-a dat sub cer un alt nume oamenilor în care să fim mântuiți, decât singurul nume, Iisus Hristos. Păi haina aceea și inelul acela reprezintă jertfa lui Iisus Hristos. În Isaia 61:10 spune cuvântul Domnului și citez. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu.
căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă îmbrăcată cu sculele ei. Dar când a venit acasă, de ce nu a stat dacă te iau la mine? Poți să-ți păstrezi hainele jerperite și jegoase și te îmbrac peste nu. O să stați pe jos astea. Cu cine am putea te-o lăuda cu inima Dumnezeu? Am putea să-i dăm noi de ceva? S-a pregătit haine noi și hainele acestea noi sunt jertfa lui Iisus Hristos. Așa că pocăința sau îndreptățirea prin credință este venirea la cruce, dacă vreți, cu păcatele noastre, cu fără de legile noastre și intrăm în această stare de har. Trei lucruri se culeg și o apropie de încheiere. În urmă mântuirii, spune Apostolul Pavel acolo, lui datorăm. Versetul 2, Roman 5. M-ai așezat în această stare de har? După ce m-am pocăit și ani de zile, l-am întrebat pe Dumnezeu, de ce ai făcut lucrul acesta cu mine? De ce ai avut milă de mine? N-am găsit citind Scriptura dintr-un capăt în altul alt răspuns decât acesta. Pentru că te iubesc. Pentru că te iubesc. Pentru că te iubesc. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede El să nu piară. Și să aibă viață veșnică. Dar nu vreau să supăr pe cineva din nou. Există și credință drăcească. Știți că este credință drăcească? Știți cum e credința drăcească? Cred și nu fac voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să mă duc la Golgota cu viața mea și să obțin iertare de păcate. Versetul 2 spune așa de frumos, e atât de adânc cuvântul acesta. Ar trebui să stau încă două ceasuri și împreună cu dumneavoastră să tot culegem din el picuri de har și de miere din cuvântul lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel, uitându-se la experiența lui, la ce a scris până aici romanilor, știți ceva romanilor și românilor? Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare ce putu să facă fiul risipitor când i s-au aruncat zdrențele, când a fost îmbrăcat în haine de prinț, când i s-a dat în el un deget care reprezenta sigilul în vremea aceea. Îmbrățișele Tatălui. Știți ce mă, pe mine, cât atâta m-am gândit la pilda de fiul risipitor, de când m-am pocăit, mă, te gândesc la ea. Și de nu știu câte ori a predicat din ea. Știți ce îmi place la Dumnezeu? Când iartă, nu reproșează nimic. Când o iertat, nu face cumva ce mi-a dat. Unde-s banii? Ce-ai făcut cu averea? Unde te-ai distrat? Unde te-ai destrăbălat? Vino coace. Vreau să te îmbrățișez, să te iert și să șterg și să uit. El numai că iartă. El uită. Oamenii țin auzile minte. Iisus Hristos, Biblia spune în Ieremia, în capitolul 31, vă citesc. Așa iartă Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 31, vorbind despre legământul cel nou, zice Domnul, că în partea a doua, versetului 34, hai să citim tot versetul. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște. De la cel mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea. Și... Dacă ați întrebat pe Iisus Hristos ce păcate am făcut eu până la vârsta de 28 de ani, când m-am botezat, ce se va spune? Eu nu-mi amintesc. Nu-mi amintesc. S-a iertat și totul s-a uitat. Și zice Apostolul Pavel, starea aceasta de har în care am fost, nu datorez propriilor mele efort, nici numelui pe care îl port confesional, nici religiei tradiționale, dacă vreți, pe care o am de la mama și de la tata. Lui, lui Iisus Hristos, îi datorăm aceste mari. Trei binecuvântări care vin în urma faptului că am fost iertați. Am intrat în această stare de har și prima dintre ele spune cuvântul Domnului, în care suntem unul. Eu când am dus undeva la sfârșitul februarie 1988, la luna de când mă sunt, apăiesc după ce mă orientasem într-o celulă,
era să mor și a fost aruncat în vreo 4-5 metri prin aer și am căzut jos. Atunci am zis că m-am ridicat de acolo, am uitat la mâini, că n-au fost arse mâinile și am zis, trebuie să mă pocăiesc. Și m-am dus într-o joi, n-am sărit niciodată la biserică. Și am mers și am dat toată povara. M-am așezat undeva în spate, era iarnă, că era frig. Mi-era rușine, mă cunoșteau toți. M-am încuietit, m-am dus și apoi m-am dus la cabine și m-am pocăzat. M-am așezat pe ultima bancă și am început să plâng. Și am zis, dacă tu mi-ai lungit viața până la vârsta de 28 de ani și n-am murit, astăzi îți dau toate păcatele mele. Și ați simțit un plâns din inima mea. Și după ce am plâns și am simțit că Iisus Hristos a atins și de mine, că m-am dus pe casă, în starea aceea, simțeam că-s mai ușor. Nu mai apăsau păcatele. Și Iisus, am iertat totul. Și zice, a fost ce se sentiment am avut. M-am umplut de bucurie. Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de la. Și ne bucurăm! Ne bucurăm! Îți plin de bucurie. Citiți Fapte 8. Când famenul etiopian, după ce s-a botezat și l-a primit pe Iisus Hristos în inima lui, zice, își vedea de drum, plin de bucurie, o bucurie. Și mă însoțește, dragii mei prieteni, vă spun ceva, după ce m-am pocăit, am știut dinainte că am crescut într-o familie, am știut că nu o să fiu scutit de necazuri. Că nu înseamnă că dacă m-am pocăit, Dumnezeu mă ține așa pe tavă și nu voi trece prin încercări, prin necazuri, prin preotăți. Bucuria aceasta m-a însoțit și în necazuri, și în dureri, și în suferințe, și în lipsuri, și în tot felul de crize prin care am trecut. M-a însoțit această bucurie. Și mereu mi-a amintit Dumnezeu, tu ești Fiul meu, ți-am iertat păcatele. Și aici mai jos zice, ne bucurăm și în necazurile noastre. Și să ne cum vă bucurați? Păi vă spun cum ne bucurăm. Că știm că necazul aduce răbdare. Câteodată ne trebuie răbdare, dă răbdare, dă răbdare. Și apoi trebuie de să-l capce sau golă, să vezi atunci răbdare. La noi biserică a fost o soră care la revelion odată a zis, eu m-am rugat Domnului că nu am răbdare, să-mi ia Domnul răbdare. Și peste câteva luni de ziua ei, aflat că are cancer. Și pe boala ei și pe suferința ei, acum am învățat ce este răbdare. Dar a rămas încrezătoare în Dumnezeu și a ieșit o biruitoare. Această femeie. Prima, dacă vreți, trăsătură divină de caracter, care vine și se așează și nobilează ființa noastră, este bucuria. Apoi, a doilea, în starea aceasta de har, cântau, și era ultima cântare, nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce vrea să spună acesta lui Pavel? Am intrat într-o stare de har, că păcatele și trecutul meu s-au dus în marea uitării, nu le mai am. M-a primit tata în brațe și m-a îmbrățișat și am scăpat de păcate. Îți prinde bucurie, dar cum a zis, auzi? Vreau să dau și o nădejde și o speranță. Ce este speranța? Speranța este frânghia de care ne apucăm și la capătul celălalt este Dumnezeu. Ați văzut vapoarele mari, ca o ancoră, care o lasă atunci când se opresc și o lasă în jos ca să nu se ducă într-o parte și în alta. Copiii lui Dumnezeu, mântuiți, și ei au ancoră, dar nu în jos frânghia. Frânghia ei în sus și la capătul ei este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și prin frânghia aceasta, nădejdea slavei, vrea să vorbească Apostolul Pavel, la capătul celălalt sunt toate făgăduințele pe care Dumnezeu mi le-a promis nouă. Uitați, în epistola Apostolului Pavel către evrei, el, în capitolul 6, mai frumos vorbește despre această nădejde a slavei lui Dumnezeu. 6 cu 17 jos. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem, ca o ancoră a sufletului. Până unde merge nădejdea aceasta noastră?
o nădejde tare, n-ați văzut oamenii, sistemele politice de-a lungul miilor de ani, că nu mai au speranță, nu mai este echilibru, nu mai știu, familii întregi. Am o nădejde tare. Mă prind prin cătiți de ea, că la capătul celălalt este în Sfânta Sfintelor Fiul lui Dumnezeu, care m-a mântuit. Pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde a intrat Iisus. Dar pentru cine? Știți când Iisus Hristos a mers în gloria eternă să mărturisească că a plătit prețul păcatelor noastre? Știți cu ce s-a dus? Cu sângele Lui. Și zice aici cuvântul Domnului, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Am intrat într-o stare de hală smântă, spune de bucurie. Bine, dar în viitor, ce te așteaptă? Ai ceva la mână? Da. Da. Am o nădejde. O nădejde tare, care pătrunde dincolo în Sfânta Sfintelor, unde Iisus Hristos mijlocește pentru păcatele noastre. Dragii mei, prieteni, vă spun ceva. Iisus Hristos numai că i-a mântuit. Iisus Hristos, El se roagă și mijlocește pentru noi, spune Biblia. Și eu de asta mă țin atunci când rugăciunile mele slabe. Nu vi s-a întâmplat câteodată să fii supărat, să fii necăjit, să treci printr-o situație grea și să n-ai cuvinte de rugăciune. Să te pui pe genunchi, să vrei să te rogi. Și să nu te poți ruga, să n-ai cuvinte. Vă spun pe ce mă bizuie atunci. Și mă țin tare de frânghia aceasta. Dacă aveți Biblie, în Epistola Apostolului Pavel către Romani, tot în Romani, ne ducem în capitolul 8. Parcă vă spun ceva, ce zice acolo? Știți că vine diavolul. Deci auzi. Nu vorbi tu, că nu ești iertat. Ești sigur că te-a iertat Dumnezeu. Că diavolul așa e mare, hoțe de mincinos. Deci te pocăiești un pic de bucurie, te prinzi de nădejde și când ești afară, zice, da, oare chiar așa e? Poate nu așa. Poate nu ești iertat Dumnezeu. Roman 8:33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Roman 5:1, textul. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult. El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Am fost la Ierusalim în ultimul Covina și am condus în slujire în urmă cu o săptămână și ceva. Și m-am dus la Institutul Templului. Ce o să mă încadrez, frate Pavel. Așa. Și eu am fost interesat să văd cum înțeleg evreii preoția Vechiului Testament, care noi știm că marele preot din Vechiul Testament îl simboliza oarecum pe Iisus Hristos, marele nostru preot. Așa că nu ne poate o să nimeni, voi nici popă n-aveți, avem. Și avem unul mare. Avem unul mare. Care gloria Lui. Și își arată palmele străpuse. Și arată la Tatăl comun pentru noi. Și rugăciunile Lui mă ajută pe mine, când n-am rugăciuni. Dar asta numai pentru cei care au intrat în starea aceasta de ha. Nu mijlocește pentru toți, ci numai cei pentru care intră pe ușa mântuirii prin pocăință. Pocăința nu în ultimul dat. Pocăința e un har pe care ne-l dă Dumnezeu. Să ne dea neprihănirea Lui și nevinovăția Lui. Și l-a luat asupra Lui povara mântuirilor noastre. Marele preot, când intra în Sfânta Sfintelor, și am văzut veșminte, care e cu tremuri, că eu am trăit toate scenele acelea biblice și de-abia apucam să... Și când a fost la Institutul Templului, o domnișoară, de vreo 24 de ani, a venit să ne explice cum era legea preoției, lucruri care eu le știam. Marele preot intra în Sfânta Sfintelor, știți că era cortul, era Sfânta, și Sfânta Sfintelor era despărțit, o perdea. Marele preot nu intra în Sfânta Sfintelor decât o singură dată pe an. În ziua A10, luna A7, e Yom Kippur. El avea un pieptar și aici pe piept avea 12 pietre. După numărul seminților lui Israel, din 12 semințe, din 12 materiale prețioase. Și pe umeri, 6 pe o parte și 6 pe cealaltă. Acum când intra marele preot în Sfânta Sfintelor, era de ziua de sărbătoare ispășirii, tot poporul Israel el a adunat în jurul templului sau al cortului. Și ei stăteau și ascultau.
Dacă preotul avea ceva pe viața lui și nu era acolo, murea acolo și trebuia tras cu niște frânghii acolo. Dar el când se ducea acolo, el ducea toată povara națiunii Israel înaintea lui Dumnezeu. Și dacă îl întrebai pe evreu, unde ești tu acum? Păi sunt aici afară, lângă templu. Prin credință spunea el, nu, eu sunt aici. Și m-am gândit de-a lungul anilor, de ce Dumnezeu a făcut ca marele preot să poarte povara și aici la piept și aici la umeri. Știți de ce? Și am înțeles, la piept, pentru că suntem aproape de inima lui. Pe umeri, pe umeri, pentru că zice Isaia prin 24, dacă nu greșesc, de la tinerețile voastre și până la bătrânețile voastre, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Și de multe ori am întrebat, Doamne, dar n-ai obosit cu noi? Nu. Din copilărie te-am purtat pe brațele mele. Vreau să te sprijinesc și vreau să te mântuiesc. Și acum eu mă prind de această frânghie sus în Sfânta Sfintelor. Nu-i un preot oarecare luat din rândul oamenilor, ci la acel preot desăvârșit, fără păcat. N-a avut niciun păcat supra lui, nu s-a găsit niciun vitreșul. Și dincolo este Iisus Hristos. Asta mă prindește. De asta mă prind eu. Zice, auzi, mai rapid un pic. Vine ziua gloriei, când o zi vă duc acolo pe toți. Și în altă rând, și cuvântul Domnului spune acolo, lui datorăm faptul că am intrat în această stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și în versetul 1, partea a doua zice, avem pace. Cum să n-ai pace? Câte familii, câți oameni în lumea aceasta? Am întâlnit oameni care vor să se sinucidă datorită păcatului și trecutului lor, bântuiți de sentimente de desprezie. Și a zis, nu mai am pace și mă răstogolesc noaptea în pat și vine să-mi pun cap în zilele. Este cineva care îți aduce pacea, care îi doamnă cu plăcere. Dar nu are culoarul acesta pe care l-a pregătit el. Bucurie, speranță și pace. Amin. Nu-mi doresc mai mult. Chiar dacă sunt bolnav și trec și prin necazuri și prin încercări, știu că am un Dumnezeu mare. Am intrat în această stare de har în care și suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Amin. În încheiere, două minute, vă mai spun de un mare om al lui Dumnezeu care s-a întors tot citind din cartea romanilor. Sunt un tânăr foarte capabil, fericitul Augustin, a avut o mamă credincioasă, dar eu sunt foarte deștept și a avut să-i conducă la Hristos. A ocolit foarte mult, a studiat dreptul, asta cu dreptul părinții bisericești. Și tânărul acesta, mama lui a zis, asta s-a rugat pentru el și a zis, nu mă opresc în rugăciune. Și ea s-a dus o dată la un duhovnic și ea, mama lui fericitul Augustin, și a zis, ce fac copilul ăsta? Numai în chefuri, în destrăbălări, numai cu femei desfrânate și nu vrea să audă Dumnezeu. Toată merge la el și la maică-sa și spune, auzi, mă intrat într-o erezie filozofică care nu îl mărturisea pe Iisus Hristos. Și spunea în cugetările de ei această mamă, l-am scos afară din casă și am zis, dușmanii lui Dumnezeu l-am ciocat în casa mea, dar să știi că mă rog până te pocăiești. Și la un moment dat, tânărul acesta, rugăciunile mamei lui l-au pus într-o stare de cercetare lăuntrică și lângă ei, s-a dus în grădină și stătea pe spate. Și lângă ei, cineva citea din Epistola către Romani, capitolul 13. Și asta l-a făcut să se întoarcă la Dumnezeu. Romani 13 cu 13. Să trăim frumos, în Epistola lui de acolo, în Romani 13 cu 13. Ca în timpul zilei. Nu în chef. Oamenii ar vrea să fie și cu chefurile, și cu vețile, și cu Dumnezeu. Nu se poate să mulțumești și pe Dumnezeu și pe Satana. Nu. Dumnezeu vrea toată inima ta. Dacă vrei să ai bucurie, dacă vrei să ai pace, dacă vrei să ai speranță. Nu în cheful, nu în veții, nu în curvii și în fapte de rușine. Nu în certul și nu în invidie. Citind versetul acesta, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Tânărul acesta, aceste două versete, au ajuns în inima lui.
și s-a prăbușit și a zis, asta a fost viața mea. Cheful, fapte de rușine, lucruri urâte, am nevoie de Dumnezeu. Amin. Dragii mei prieteni, am citit ultimul verset și închei cu ceea ce spunea acolo Pilat. Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Faci ce vrei. O să-L primești, o să-i întorci spatele. Eu mă duc la Craiova mâine. S-ar putea să nu mai vin niciodată aici la Moisei. Dumnezeu știe. Tot este mâna lui Dumnezeu. Poți să-L primești. O să nu-L primești. Dar nu uita. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Care a murit pentru păcatele tale. El nu e un cerșetor. Din gara, din Becrean sau din Bistrița. Și ce spune El? Iată, eu stau la ușă și bat. Extraordinar. Fiul lui Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Nu forțează. Ar putea într-o fracțiune de secundă să te strivească. Zice, auzi, vreau să intru la tine. Vreau să-ți dau mântuire. Vreau să-ți dau speranță. Vreau să-ți dau pace. Vreau să-ți dau bucurie. Vreau să-ți dau o stare de har. Ce o să faci cu Iisus Hristos? O să-L primești? Sau o să-L respingi? O să-i întorci spatele și să zici, auzi, altă dată. Știți ceva? N-aș vrea ziua judecății niciunul de aici să strânge după mine. Auzi, a fost o seară în care a fost la biserică, s-a predicat Evanghelia. Atunci mi-am închis inima și m-am împietrit. Să nu te pomenești că e prea târziu. Astăzi, El te mai cheamă în dragoste, în har. Vrea să te spere, vrea să te curățească. Și vreau să-ți dea un nume nou. Speranță, bucurie și pace. Lumea nu le poate oferi. Banii, religia în care m-am născut, nu. Singurul pe care le poate oferi este Iisus Hristos. Aș vrea în încheiere, în rugăciunea de încheiere, să vă rugați și pentru mine, să dăm alt o să mă duc din nou în Africa. V-am mai spus că nu-i trecut. Am văzut în Africa copii care mănâncă pământ de foame. Asta o spun pentru prieteni. Tu ai tot ce-ți trebuie. Am văzut copii care mănâncă rădăcini de foame. Tu ai casă, tu ai acoperiș, tu ai sănătate, tu ai haine. Te întreb, ce te împiedică să iei o decizie în dreptul tău și să primești pe Iisus Hristos? Nu este altă cale. Niciodată calea faptelor, a meritelor, niciodată nu te va duce la El. Singura care te duce este credința în ce a făcut Iisus Hristos. Asta îți aduce pace, bucurie, speranță și un viitor fericit. Asta vă doresc la toți. Amin. Domnul, hai înainte, dacă Domnul Stange a vorbit despre Domnul Iisus, hai să fim topul El. Amin. Stânga e mare, stânga e mare.
noi seara aceasta și de dar așa bucurii în prezența ta, te slăbim și te binecuvântăm, pentru că tu ai ales ca Iisus Hristos să moară la Golgota pe o cruce, pentru Tâlhar, pentru păcatele și pentru fărăpilegile noastre, și că prin sângele salvării ne-ai spălat murdăria din viața noastră și fruit din noi copii ai tăi, te binecuvântăm. Îți mulțumim pentru această seară de har, Doamne, în care au răsunat cântările de laudă și rugăciunile noastre înaintea ta, în care s-a vestit cuvântul Evangheliei și te rugăm în mod deosebit pentru prietenii din casă tale, să-i cercetezi-o, Doamne, să intri în viața lor cu mântuirea ta, cu iertarea ta și cu izbăvirea ta. Și așa cum tu ne-ai mântuit și pe noi, și ne-ai primit în brațele tale de Tată și de Dumnezeu, și ne-ai iertat trecutul nostru, primește și pe ei, spală-le păcatele, scrie-le numele lui Doamne în cartea vieții. Și mă rog, Doamne, ca Tu să lucrezi la inima lor, să-și ia hotărâri noi de a Te sluji pe Tine și de a face voia Ta, Doamne. Du-Te în casele lor și în familiile lor și luptă-Te pentru ei și pentru familiile lor, Doamne. Dacă au probleme de sănătate, Tu ești nu numai Cel care iartă păcatele și fără de legile. El, Tu, Iisuse, vindeci și bolile și suferințele noastre. Mă rog pentru toți bolnavii, Doamne Dumnezeule, și pentru toți care au și probleme de sănătate. Întinde-ți mâna și dă și vindecare, Doamne. Și, Doamne, fă o minune în locul acesta. Și cei care au probleme de boală, de dureri, de suferințe, pe lângă iertare, Doamne, dă-le și vindecare și fă să simtă mâna Ta în seara aceasta, căci cu adevărat Tu ești aici între noi și Tu ești Cel ce dai putere și Tu ești Cel ce ești în stare să șterzi păcate și fără de legi din viața oamenilor. Fii și cu noi, cu unul fiecare în parte. Îți mulțumesc pentru tinerii care au slujit în cântare. Te rog să călătorești cu ei la întoarcere, să-i aperi cu Duhul Tău cel Sfânt și să-i porți în carul Tău de biruință și răsplătește jertfa lor și drumul lor. Fii și cu mine în călătorie, Doamne, și întinde-ți mâinile și peste viața mea și îndurarea Ta să rămână peste noi. Mă rog și pentru frații și surorile de aici din biserică, care au, Doamne, unii probleme grele, sau necazuri, sau dureri, sau suferințe, sau încercări și situații din care și-au zis că nu mai au nicio ieșire. Tu ești răspunsul nostru și Tu ești biruința noastră. Aduci în viața lor biruință și vindecare și ridicare și acoperă-ne cu protecția Ta de Tată și de Dumnezeu. Fii slăvit, fii binecuvântat și lăudat în toate. Rămâi în aceste zile, Doamne, în această casă de rugăciune și în zilele când se va vesti Evanghelia, dă autoritate cuvântului Tău să fie vestit cu putere în locul acesta și mustră orice duc străin, Doamne, care se împotrivește lucrării Tale și dă biruință mântuind oameni și salvându-o, Doamne, omenirea pentru numele Tău cel Sfânt și Mare. Ne rugăm și pentru țara în care ne-ai așezat să stăm. Lasă pacea Ta în România. Fă ca națiunea aceasta să se întoarcă cu fața către Tine. Că dacă avem pace în țară, este meritul Tău și sunt îndurările Tale. Te slăbim și pentru bucata de pâine pe care mi-o dai, pentru acoperiș deasupra capului și pentru apa pe care o bem, îți mulțumim și te rugăm să ai milă și de cel orfan, și de cel lipsit, și de cel ce n-are o bucată de pâine pe masă, și de cel ce-i plecat în călătorie pentru numele Tău. Fii slăvit, fii lăudat și înălțat. Amin.